Ne mai desparte o săptămână de startul sezonului de primăvară din Liga A3 a iar viitorul Șimian punctează pe ultima 100 de metri la capitolul achiziții. Fostul pandur George Tudoran, ultima oară în Liga Secunda Politehnicii Timișoara, a semnat zilele trecute cu formația de la Malul Dunării. Tudoran are 27 de ani și are în CV formații precum viitorul Constanța, Rapid București, Olimpia Satu Mare, Dunărea Călăraș, Pandurii Târgu Jiu sau Globus București. El are peste 125 de meciuri în Liga A2 a doua, unde a marcat 27 7 de goluri și au oferit 15 asisturi. Mijlocaș dreapta la bază, acesta poate fi folosit atât ca aripă, cât și în banda opusă. În pauza de iarnă, al Balbaștri au mai adus la echipă și alți jucători bine cotați, precum Răzvan Dulap de la Sportul Șimleu și Robert Curescu de la CSM Reșița. Noii veniți vor avea șansa să debuteze oficial la noua echipă odată cu primul joc al sezonului de primăvară, care va avea loc la 11 martie, în deplasare pe terenul Voinței Lupac. Cu trei etape înainte de finalul sezonului regular, și Mianul se plasează pe locul 3 și e ca și calificată în play-off-ul Ligia 3 -a.